Trebuie să vă mai spun că între 9 și 15 aprilie, datorită lui Mercur și Venus, două planete rapide retrograde, astrologii spun că dacă există o posibilitate prin care puteți să evitați o achiziție majoră, apelați la ea. Cu alte cuvinte, este bine să evitați cumpărăturile mari, investițiile, împrumuturile mari și așa mai departe, până în data de 15 aprilie mai ales, dar eu aș zice chiar până în 3 mai. De asemenea, trebuie să fiți atenți pe 7 și 8 aprilie. Sunt aspecte planetare foarte tensionate, conflictuale și planetele își vor uni forțele pentru a crea posibilitatea unor neînțelegeri foarte greu de descurcat. Dacă vă simțiți confuzi în legătură cu starea unei relații, o eroare de comunicare în aceste zile poate să pună capăt acestei relații. De aceea e bine să fiți foarte atenți cum comunicați și să clarificați situația, să nu o lăsați așa încurcată, pentru că ea sigur va duce la datorită neînțelegerii. E posibil să nu ne înțelegem și e bine să descâlcim, să comunicăm totuși, să încercăm să clarificăm, să limpezim ca să nu regretăm pentru că această relație se va întrerupe. Să vedem acum pentru fiecare zodie în parte cum este această perioadă. Pentru Berbec, Mercur în Taur și Marte în Taur atenționează în această perioadă la cheltuieli. Tendința este de creștere a cheltuielilor, de risipă, aveți mai multă grijă. Cum spuneam, evitați semnările unor contracte și împrumuturile, creditele sau diminuați puțin cheltuielile excesive. Pot să apară și cheltuieli neașteptate, legate de sănătate, poate de înmormântări, poate, eu știu, de cumpărături legate de cămin. Fiți puțin mai atenți în această perioadă cu aceste cheltuieli excesive. Cu Venus retrograd în Pești este o perioadă de regăsire în care veți simți nevoia să stați mai mult în cămin alături de cei dragi sau în preajma unei persoane care vă bine dispune. Dar este și o perioadă foarte, foarte bună în această lună aprilie de recuperare. Veți vedea că vă veți simți mai obosiți, mai slăbiți, curios, mai extenuați sau eforturile pe care le-ați depus până acum sau treburile vă solicită din plin și atunci este bine să încercați să dați atenție și recuperării, relaxării, somnului, plimbărilor și așa mai departe. Dar cei care sunt bolnavi reușesc în această perioadă să descopere o dietă, un terapeut, un tratament care va duce la o recuperare foarte bună și la o îmbunătățire considerabilă a stării de sănătate. Cei care își caută un serviciu în această perioadă au șansa să găsească acea profesie, acel serviciu care și-l doresc de multă vreme. Dar dacă aveți un serviciu, încercați să ameliorați relațiile dacă nu merg și nu neapărat să-l schimbați în această perioadă. Eu chiar sfătuiesc toată lumea, indiferent de zodie, să nu facă schimbări de serviciu până în iunie. Dar mai ales acum, pentru Berbec, nu prea este indicată o schimbare. Pentru Taur se anunță o perioadă foarte bună privind relațiile cu prietenii, se anunță niște întâlniri foarte interesante cu persoane de spiritualitate deosebită, poate intrați într-o organizație gen yoga sau într-o vă convertiți la o anumită religie sau vă interesează o excursie pe care vreți să o faceți în locuri de spiritualitate și acum căutați pe internet sau descoperiți niște oferte foarte bune. Este o perioadă în care veți petrece și dumneavoastră clipe deosebite și cei singuri mai ales au șansa de a găsi o parteneră și un partener unic în viața lor. S-ar putea să fie așa un fel de dragoste, nu neapărat la prima vedere, dar ceva ce vi se pare incredibil de frumos. Clipele pe care le veți trăi și persoanele pe care le veți întâlni vi se par niște minuni așa pe care le primiți din partea universului. Sunt într-adevăr întâlniri cu persoane foarte importante, dar pentru a risca, pentru a nu intra într-o situație de dezamăgire, deziluzie, vă sfătuiesc ca în situația de a cunoaște
o persoană nouă, deci în momentul în care acum veți cunoaște o persoană nouă, să faceți niște investigații, pentru că există riscul unor lucruri secrete ascunse legate de această persoană pe care ulterior să nu le acceptați, să aflați, să le aflați și să nu vă convină, să vă afecteze puțin imaginea sau să vă dezamăgească. Deci un pic trebuie să fiți mai atenți. Cu Mercur retrograd și cu Marte în Taur, dumneavoastră veți fi foarte preocupați în această perioadă de aspect, de slăbit, începeți o cură de slăbire, începeți o detoxifiere, schimbați-vă aspectul exterior, pentru că veți cuceri sau veți fi remarcați de persoane și aceste întâlniri sau invitații pe care le veți primi în această perioadă vă vor pune foarte mult în valoare farmecul, senzualitatea și așa mai departe. Este o perioadă foarte bună pentru a găsi acea persoană sau cunoștință de care depinde viitorul dumneavoastră sau de inspirație. S-ar putea să vă vină o inspirație și de aici proiecte noi în viitor. Nu le spuneți. Beneficiile în această perioadă vin din secrete. Nu spuneți încă nimănui ceea ce doriți să faceți sau de întâlnirea pe care ați avut-o. Pentru că ulterior veți face ca bucuria succesului să marcheze evenimentul la nivel familial sau în raport cu partenerul de o manieră deosebită. Deci încercați să țineți secret ceea ce vreți să faceți pentru a crea o bucurie mai mare ulterioară. Pentru Gemeni, Mercur retrograd începând din 10 aprilie vă sfătuiește să nu semnați acte în această perioadă până nu vă consultați cu profesioniști sau cu partenerul de viață. Nu faceți nimic doar de capul dumneavoastră. Fiți mai atenți la cum manipulați banii, hârtiile, se poate să pierdeți niște scrisori, niște hârtii importante sau să aveți nevoie de ele și să descoperiți că nu le mai aveți. Mai ales dacă sunt documente importante legate de succesiuni, de întăbulări, de contracte și așa mai departe. Chiar este posibil să pierdeți un contract sau e bine să nu semnați un contract până în data de 15 aprilie, cel puțin, dacă nu chiar până în 3 mai, zic eu. Este o perioadă în care trebuie să fiți foarte atenți la pericolul de rănire, de tăieturi, de contuzii și mai ales de nervozitate excesivă. Se pare că aveți o tendință de severitate mai mare, inclusiv în raport cu persoanele iubite. Veți fi mai aspri cu copiii, cu partenerul, cu părinții și s-ar putea să regretați vorbele pe care le spuneți acum într-o manieră prea brutală sau bruscă, ceea ce nu este caracteristică zodiei dumneavoastră, care este o zodie extrem de diplomată. Deci încercați să vă stăpâniți, să nu acționați forțând lucrurile sau impunându-vă punctul de vedere. Pentru RAC se anunță o perioadă de mari ambiții, o perioadă în care se pare că veți primi sprijinul unei persoane, o cunoștință, o relație, o pilă, cum zicem noi, care vă poate ajuta să luați niște decizii legate de cariera dumneavoastră sau de o anumită funcție pe care o urmăriți de mai multă vreme. Ei, în această perioadă se pare că apare acest protector, această persoană puternică, influentă, care vă sprijină. Dar și privind dragostea, nu este exclus ca în această perioadă, până la finalul lunii aprilie, să vă clarificați, lămuriți relațiile cu partenera sau partenerul de dragoste. Se anunță o perioadă acum de revizuire a relației pe care o aveți. Aveți așa o tendință de incertitudine până în 15 aprilie, dacă să mai continuați sau nu, sau dacă să intrați în relație sau să stați deoparte. E o tendință de schimbare a sentimentelor sau în sentimente sau în viața sentimentală, dar să știți că după 15 aprilie veți ști sigur dacă veți continua sau veți intra într-o relație nouă. Oricum, se pare că evoluția relației dumneavoastră este serioasă și pe termen lung, adică veți intra
intra într-o situație care ulterior vă va schimba 180 de grade viața, adică pot surveni schimbări de domiciliu, plecări în străinătate dacă partenerul e străin și așa mai departe. Pentru Leu se anunță o perioadă foarte importantă legată de imaginea publică, reputația, renumele lui. Este și o perioadă în care leul face un pic de abuz sau este silit să-și impună punctul de vedere ca și manager, conducător, poate să avanseze într-o funcție sau să abuzeze de puterea pe care o are pentru a rezolva anumite probleme. Este o perioadă în care leul poate să aibă probleme cu legea, cu oamenii legii, să fie martor într-un proces, să fie acuzat de anumite lucruri, dar să știți că veți avea energia, argumentele necesare pentru a vă apăra cauza sau puterea sufletească de a trece peste orice fel de obstacol. Cu Mercur retrograd, în această perioadă trebuie să fiți foarte atenți la renume, reputație, probabilitatea ca unele persoane să vă discrediteze, să vă acuze, să apară niște zvonuri ridicole, mincinoase, este foarte mare, dar și veți descoperi cine este persoana care vă face acest lucru și din acest motiv veți reuși să aveți o discuție clară și să îndepărtați această persoană poate definitiv din viața dumneavoastră. Veți pune, cum se spune, lucrurile la punct. Este și o perioadă cu Venus în Pești în care simțiți nevoia de intimitate, de aceea foarte mulți lei doresc acum sau vor trăi în luna aceasta niște clipe fierbinți, cum se spune, romantice și fierbinți cu partenerul de viață și nu este exclus ca anumite persoane chiar să conceapă în această perioadă o nouă ființă. Adică, chiar dacă este vorba doar de gând, multe persoane leu, mai ales femei, se vor gândi la dorința de a concepe o nouă viață, dar și se poate întâmpla să descopere că deja acest lucru s-a realizat. Deci veți descoperi cu uimire că puteți fi viitor părinți sau chiar vă veți dori acest lucru. De asemenea, este și o perioadă de inspirație creativă extraordinară și de premoniție. Veți fi extrem de inspirați, inventiv, intuitiv și de aceea e bine să dați curs acestor trăiri. Pentru că dați curs acestor semnale interioare pentru că veți avea niște revelații și niște stări benefice, mai ales în raport cu persoanele dragi. Pentru Fecioară se anunță o perioadă foarte interesantă legată de parteneriate, de căsătorie. Multe fecioare vor descoperi în această perioadă că au nevoie de ajutor, mai mult de ajutorul partenerului de viață sau vor ține mai mult cont de acesta ca și de asociații de interese. S-ar putea să realizați o asociere, un parteneriat bun în viitor legat de o afacere, de un proiect de echipă, dar și să realizați un proiect împreună cu partenerul de viață, să puneți la punct un plan pentru viitor legat de o locuință nouă, de o plecare din țară sau o călătorie importantă. Este o activitate foarte intensă și cu străinătatea în această perioadă. Primiți vești de departe, puneți la cale niște proiecte legate de călătorii sau chiar călătorii de interes, de afaceri. Semnați contracte sau primiți propuneri din afară. Nu neapărat din altă țară, poate fi din alt oraș, poate fi din altă parte a țării, cum se spune, dar în general este o perioadă de activitate intensă cu străinătatea. Este și un Mercur retrograd în Taur, s-ar putea ca unele intenții de călătorie să se amâne, nu pentru multă vreme, sau unele vești să mai întârzie. Și în raport cu acțiunile oficiale, procese, acțiuni juridice de tot felul sau notariale, se pot întâmpla acum niște amânări, întârzieri sau este nevoie să veniți cu date noi, dacă mai ales ați făcut solicitări legate de
unele beneficii din partea statului sau ale Uniunii Europene și așa mai departe. S-ar putea ca acum să vi se întoarcă un document și să trebuiască să-l revizuiți, să adăugați alte date, să vi se ceară date în plus și să-l întocmiți așa cum trebuie pentru a obține ceea ce vă doriți. Pentru balanță, Mercur retrograd în Taur poate să aducă în această perioadă o deplasare datorată unui deces neașteptat sau pot fi niște probleme, veți primi unele vești poate mai triste legate de o persoană apropiată, dragă, poate să fie o femeie, poate o femeie bolnavă sau o femeie mai în vârstă. De asemenea, este o perioadă în care serviciul și sănătatea sunt protejate de astre, de aceea e bine să nu vă prea forțați, ci să vă luați un pic de concediu sau să vă bucurați de sărbătorile de primăvară din această perioadă. S-ar putea să aveți niște întâlniri cu familia, dar veștile sunt contradictorii. Veți primi și vești bune, veți primi și vești mai puțin bune. Fiți foarte atenți la starea de sănătate în această perioadă. Dacă ați avut ceva probleme pulmonare, acum este momentul să acționați în ideea vindecării și recuperării. E o perioadă foarte bună de recuperare în urma poate a unor intervenții chirurgicale, a unor probleme cronice care s-au acutizat în primăvară și v-au supărat, în special legate de circulația sanguină și de plămâni. Pentru Scorpion se anunță o perioadă foarte interesantă legată de partenerul de viață. Fiți foarte atenți la comunicare în această perioadă pentru a nu strica armonia, pentru că poate tot ce ați clădit până acum, negociind, discutând, privind legalitatea unor acțiuni comune, s-ar putea să se dărâme dacă acum deveniți nervos, surescitat, vă grăbiți, forțați ritmul. Deci încercați să fiți mai răbdători în această perioadă și să consolidați ceea ce ați cucerit deja. Nu neapărat să continuați negocierile dacă vedeți că nu aveți câștig de cauză. Acum este o perioadă bună de stat un pic și analizat ce ați cucerit până în 10 aprilie și ce doriți să cuceriți în continuare după 3 mai. Deci acum este o perioadă de consolidare a cuceririlor și nu de forțat noi acțiuni, pentru că s-ar putea ca și ce ați cucerit până acum să pierdeți. Și atunci e păcat de toată energia consumată în a convinge partenerul de viață să faceți ceva împreună pe viitor, mai ales legat de acțiuni legale, notariale, juridice și așa mai departe, de legalitatea unor acțiuni. Fiți foarte atenți în această perioadă la investiții, există riscul să faceți niște investiții care nu aduc beneficii de lungă durată, nu faceți cumpărături foarte mari, e bine să fiți puțin mai strânși la pungă, nu dați bani cu împrumut pentru că s-ar putea să nu-i mai primiți înapoi, dar sunt vești bune legate de copii sau mulți scorpion doresc să devină părinți în viitor, se gândesc la aceste proiecte sau fac niște lucruri pentru copiii lor, pentru viitor. Se gândesc să investească într-o locuință pentru viitor, în studiile copiilor, în cumpărarea unor lucruri legate de ambientul familial, dar, cum spuneam, e bine să nu faceți cumpărături foarte mari, pentru că s-ar putea ca cineva să profite de generozitatea asta și de dorința de a cumpăra ce este mai scump. În această perioadă, foarte multe lucruri nu sunt evaluate la adevărata lor valoare. Întâlnim mulți oameni care ne obligă să plătim mai mult decât face serviciul respectiv sau lucrul respectiv. Și atunci nu vă uitați la chilipiruri, pentru că s-ar putea să dați niște bani și să luați un lucru care sigur nu vă veți folosi de el sau se va strica foarte repede sau nu o să vă placă în viitor și așa mai departe. Cum spuneam, se anunță și vești foarte bune legate de copiii dumneavoastră, vești legate de poate deveniți bunici în viitor, poate se anunță o posibilitate de căsătorie și așa mai departe. Este și o perioadă foarte creativă, inspirată, s-ar putea să vă apucați să transformați un hobby, o pasiune într-o posibilitate de câștig în viitor.
Să trecem la săgetător. Săgetătorul trece printr-o perioadă extrem de interesată legată de sănătate și serviciu. Fiți mai atenți, încercați să nu vă supra-solicitați. Se pare că anumite sarcini din serviciu nu prea vă mai convin, nu vreți să vă mai implicați sau chiar vreți să renunțați la anumite sarcini și să lăsați pe alții să rezolve, iar dumneavoastră să vă retrageți așa pe o linie mai de plutire. Chiar este bine să faceți acest lucru acum, să vă menajați, să vă recuperați, să vă gândiți dacă ceea ce faceți vă place în viitor, pentru că este posibil să luați o hotărâre de dezvoltare a activității profesionale după 15 aprilie și trebuie să fiți convinși că aveți energia necesară să duceți până la capăt ceea ce v-ați propus. Este o perioadă în care veți avea ceva griji legate de mama dumneavoastră sau sora dumneavoastră, deci o femeie din anturajul apropiat. Sunt niște probleme legate de înscrieri, înscrisuri sau niște vești care vin de departe legate de studii care nu sunt chiar cele pe care vi le-ați dorit, dar până la urmă în tot răul va fi un bine. Veți vedea că lucrurile se vor rezolva așa cum trebuie, pentru că Saturn retrograd ne dă ceea ce merităm, ceea ce ni s-a ursit și atunci nu trebuie să ne împotrivim. Vom vedea că lucrurile acestea care aparent nu ne plac, în final sunt benefice pentru ceilalți, cei din apropierea noastră. Cu Venus în Pești, o perioadă în care veți petrece momente foarte frumoase alături de familie sau vă doriți sau vă face ceva schimbări în ambientul căminului dumneavoastră sau aveți tendința de a sta mai mult în cămin, într-un loc și alături de cine vă este drag. Pentru Capricorn se anunță o perioadă cu Venus retrograd în Pești foarte interesantă legată de deplasări și întâlniri cu colegi, mai ales cu amici din copilărie. Poate chiar puneți la cale o întâlnire legată de comemorarea anilor de școală, de liceu, de facultate. Sunt niște întâlniri foarte plină de fericire și de bucurie în această perioadă cu tot felul de persoane pe care nu le-ați văzut de multă vreme. Sau veți fi contactați de aceste persoane și o să vă facă foarte mare plăcere. Capricornii își pot rezolva foarte multe probleme acum în raport cu frații și cu vecinii. Dacă ați avut până acum unele litigii, unele probleme, reglări de conturi, acum veți găsi, zic eu, soluția, iar după 15 aprilie chiar veți acționa în ideea de a clarifica lucrurile, iar în cazul în care trebuie semnate și anumite acte, în această perioadă veți reuși să le semnați. Este și o perioadă în care vă sfătuiesc să nu vă încredeți în anturajul feminin. Se pare că o femeie în care aveți încredere vă trădează sau se folosește, profită de credulitatea și de bunătatea dumneavoastră. Ei, în această perioadă veți descoperi acest lucru, această persoană care profită și s-ar putea să puneți lucrurile la punct. Nu trebuie să o faceți cu tensiune și ceartă. Este foarte posibil ca doar descoperirea acestei persoane să vă facă să vă retrageți, să puneți un pic de distanță între dumneavoastră și această persoană. Pentru Vărsător se anunță o perioadă cu Venus în Pești de cheltuială, de risipă de bani, de generozitate așa, fără niciun fel de explicație, de altruism, de fapte bune. Vărsătorii sunt puși acum pe fapte bune. Nu cred că neapărat veți primi și recunoștință pentru ceea ce faceți, dar se pare că sufletește sunteți împăcați. Poate că chiar veți reuși să faceți ceva ce v-ați dorit de mult să faceți și acum este momentul oportun. Un bine pentru societate, pentru prieteni, pentru familie. E un bine. E un lucru bun pe care vreți să-l faceți și care vă va aduce la o creștere a imaginii în viitor sau a reputației, renumelui, a respectului celorlalți pentru dumneavoastră.
Și pentru pești se anunță o perioadă foarte bună cu Venus în pești, privind evoluția personală. Veți fi remarcați, veți atrage atenția unor persoane care poate până acum nu v-au băgat în seamă sau nu v-au observat. Veți fi cuceritori, veți fi extrem de plini de romantism și senzualitate. Chiar și raporturile cu superiorii în această perioadă veți putea să ameliorați relația, pentru că nu vă veți mai lăsa călcați în picioare și nici nu veți mai lăsa pe nimeni să profite de bunătatea sau de profesionalismul dumneavoastră. Chiar veți avea niște discuții și niște negocieri legate de niște bani care vi se cuvin sau niște dividende, niște acțiuni și veți reuși, nu trebuie să renunțați la acest lucru și nici să dați înapoi și trebuie să expuneți cu argumente și veți vedea că veți reuși să impresionați pe cei din jur și să le atrageți atenția că așa nu mai merge. Dragi telespectatori, acestea sunt predicțiile pentru luna aprilie. În următoarea emisiune voi puncta și cea de-a doua jumătate a lunii mai mult, pentru că începând din 20 aprilie soarele va intra în Taur, dar pe ansamblu, acestea sunt informațiile și sper să aveți tot, cum să spun eu, să profitați de ele și să țineți cont de ele dacă doriți să treceți cu bine peste această perioadă. Vă doresc în continuare vizionare cât mai plăcută. La revedere!